Aici, pe dreapta. Asta? Hai mă, Andris, bajă-te mine. Zi unde e. Frate, asta arată ca mii studențesc. Cazarea asta are ceva ce nici cazările de lux de pe Valea Prahovei nu au. Eu intru, mă uit să văd cum e, după aceea intră și tu, da? Dacă nu-ți place, dacă nu, da, exact. Vlogul de astăzi este de departe cel mai spontan vlog pe care l-am făcut și este și special pentru că am făcut 2 ani de relație cu Ioana și am zis să fac o surpriză Ioanei, să plecăm vreo 2 zile și pe parcursul acestei zile am venit cu ideea să fac un vlog spontan, iar voi astăzi o să vă uitați mai ales la reacția Ioanei pentru că ea habar nu avea ce cazare și de acolo practic a plecat tot motivul pentru care am făcut acest vlog și am început acest vlog, pentru că este un cumul de emoții, de la supărare și ciudățenie la fericire maximă și o să vedeți în acest vlog care treaba. Hai să vă explic cum a început totul. Tot a început de la telecabina Bușteni, unde am urcat sus până la Babele și Sfinxul și mi-a venit ideea să mergem până la Crucea Caraimana. Am zis că nu e mult de mers. Am aflat ulterior că era o oră și ceva de mers. Ioanei nu i-am zis adevărul că e atâta de mers. Pe parcurs Ioana s-a schimbat la față, a devenit destul de nervoasă. Nu mai râde. Nu mai pot. Doamne, te rog, Doamne. Eram aproape să-mi iau câțiva bolovani în cap, dar până la urmă când am ajuns să vedem crucea, ne-am înveselit, am zis, ia uite ce frumos se vede de aici și parcă s-a mai schimbat la față. Ea a stat după aceea undeva lângă cruce, s-a uitat la mine acolo, eu mi-am continuat drumul până la cruce, pentru că Ioana era destul de obosită, a zis că stă de acolo. Drumul era destul de anevoios până la cruce și de-aia Ioana a rămas până undeva aproape unde se vede oricum crucea, dar eu m-am dus până la cruce de tot, am stat acolo, am tras câteva cadre, a fost destul de nice experiența. După aceea a venit timpul cazării. Ioana n-a știut nimic despre cazare și ce să mai, vă las cu reacția ei acum. Noi acum am ajuns în localitatea respectivă și când am văzut-o pe Ioana cât de speriată e, că unde am dus-o, că suntem în Câmpina, ceva gen, nu se aștepta, a zis, o destinație turistică pe aici, ce facem în Câmpina, nu prea. Sunt 100% sigur că acolo când o să ajungă, i-am zis oricum treaba asta, că o să zică unde pana mea m-a adus. Și chestia asta a speriat de tare și mi se pare o chestie prea interesantă ca să nu fac vlog, așa că am dat drumul la vlog, da, e foarte spontan. Ne-a așteptat de drăguț aici în Câmpina. Da, foarte drăguț. Hai că arată drăguț, nu? Eu zic că e nice. Acum... E prima dată când stau și eu în Câmpina și voi pe aici mai mult așa să văd și eu care e situația și chiar mi se pare drăguț. Aici, pe dreapta. Asta? Hai mă, Andris, bajă-te mine. Zi unde e. Frate, asta arată ca mii studențesc. Ce râzi? Deci... Știi că nu face glume. Păi mai bine dorm în mașină. E, bă... A, mă, deci eu nu judeca... Nu judeca după copertă. Foarte important. Mi-a zis și proprietarul că, bă, exteriorul nu e atât de drăguț, nu știu ce. Nu e oribil. E, nu e atât de drăguț ca să zici că e o cazare aici sau ceva de genul. Mă, nu m-ar deranja dacă aș veni ca într-un sat de vacanță, ca la țară. Nu m-ar deranja. Da, ăsta nu arată. Avut măcar... A loc de cazare acum, e drăguț, de 2 ani. Eu cred că a zis pe o mocangeală, pe ieftineala, brutie. Da, am zis și eu, bă, hai să vină cu asta, zic o chestie mondială. Cazarea asta are ceva ce nici cazările de lux de pe Valea Prahovei nu au. Ce poate să fie? Sau foarte greu să găsești așa ceva oricum. Ce poate să fie într-un apartament ăsta? Ți-am dat daună cu asta? Vreau să zic că Andrei până acum mi-a făcut cadou niște cazări foarte drăguțe și pe unde am fost a căutat ceva drăguț. Cred că asta... Am luat cheia. Bă, eu sper să fie cum era în poze. Da, eu sper, zici că facem, filmăm vlog acolo, uite-l puțin. Asta-i. Hai că n-arată rău, nu? Ușa. Ușa, deschide că nu mai pot. Ia întâlnă ca să, fac, să fie bine. Eu intru, mă uit să văd cum e, după aceea intră și tu, da? Dacă nu-ți place, dacă nu, da, exact. Dacă nu e ce trebuie, plecăm. Mamă, chat. Mamă, e mai mișto decât în poze. Gionule, ia uite-o pe asta. Mamă. Ia, ia. E ce baia. Hai că nu mai fac tur, hai că nu mai. Da, e ok. Na, ia-o pe asta. Ia-o pe asta. Jur că eu nu puteam să cred că există așa ceva în interiorul. Mamă, cât de mișto arată cu lumile, părinte. Bă, deci asta mi-am dorit. Bă, mi-am dorit asta atât de tare, la toate cazările. Bă, îți mulțumesc.
Deci loc de cafea? Ce șoc mi-am luat mai devreme când am văzut ce e afară și ce e aici. Bă, cum să fii cu tine asta? E superbă, efectiv. Și cu oglinzile astea aici, mamă, deci este Lol. E super, efectiv, e de vis. Bă, se îndreaptă către cadă să stai să te uiți. Deci mă uit fără niciun fel de mișto, fără nicio chestie. De peste un an vreau să ajung la cazarea asta. Acum, ai văzut cazarea așa mare? Ia-ntrenă, mai sunt surprize. I-am spus proprietarului că facem aniversare ca așa. Ia, uite-te în frigider, că ar trebui să găsim ceva. Ia uite. Băi, zic să ne dea șampanie, mă. Uite, șampanie, ce e aici? Vin spumant. Vin spumant, frumos. Bă, tu ești prea dulce, mă. Ne-am uitat puțin prin cazare. Proprietarul ne-a zis să ne uităm prin sertare. A subliniat să ne uităm prin sertare. Și eu? M-am uitat, nu? Voi nu v-ați uitat? Lăsați un comentariu ce crezi că ne-a lăsat proprietarul în sertare. Da, e tare rău. Drăguț, așa arată pe timp de zi. Am mai rămas ceva de făcut. Testul patului trebuie să fie bun, adică arată... Mamă. Ia zi, e tare, te-a lovit, e tare. Bă, uneori e bine să fie tare, adică depinde acum de persoană la persoană, da? Ce? Ți-am zis, nu judeca după copertă, ți-am zis? Da, nu judec, dar oricare, tu, când ai văzut prima dată, nu ți-a pus un semn de întrebare? Bă, eu deja știam că asta o să urmeze, știi, eu știam că o să urmeze. Ție îmi dau seama că la tine am savurat din maxim că nu ți-am zis deci nimic. Deci cred că orice fată, când vine cu iubitul ei la aniversarea de 2 ani să vadă aia pe afară, nu. Mare cimitir ce am pe mașină, dar nu, asta e important. Am ajuns la restaurant și ia uite ce view aici lângă restaurant. Și ce drăguț e pe aici, ia uite așa drăguț aici la restaurant, italienesc. Dar mai mișto e că ai view ăsta lângă aici, place atmosfera. A few moments later. Deci concluzie. Super mișto vibe-ul aici. Prețurile m-au dat pe spate de cât de mici sunt. Pentru că nu mă așteptam, frate, să comand o porție de paste cu creveți și să fie 32 de lei și să fie și foarte bune. Și totul, sucuri, toate astea, prețurile mult mai mici față de București. E normal, dar gen am rămas surprins, bă, foarte mici față de București și unde mai mult. La cocktailul ăla non-alcoolic, aici 15 lei, în București 35 de lei. Am mâncat și profiterol, suntem bine. Uite ce pisică grosană. Mamă, ce frumos că ești. În concluzie, până acum câmpina efectiv m-a surprins într-un mod plăcut. Ne-a surprins și chiar e foarte mișto pe aici. Ne-am întors la cazare și acum începe misiunea baia. Cum o facem? Nu știu. Hai să ne jucăm puțin cu ea, să vedem pe aici care e treaba. Dacă mă întrebați și asta e să pun, ok? E să pun asta. Am clătit cada. Acum următorul pas. Setăm pe ăsta și dăm banană. Și acum o lăsăm așa. Păi trebuie să pui top acolo. Oh, corect. Am pus două. Iar acum o lăsăm să se umple. I-am dat cu apă caldă și e foarte fierbinte. 3 days later. Am reușit să umplem cada destul de bine. O să opresc apa. Hai să vedem cum funcționează nebunile astea dacă... Bă, ce stropește! Da, stai că cred că strat tare, tati. Da, deja ajunge. Bă! Cred că trebuie să mai umplem asta. Dubla 2, poate de data asta nu mai fac apar pe aici. Da, mă, e mai bine. Acum face napă, nu mai face deasupra. E zgomotos, acum nu avem la variere, a fost un vlog spontan. Trebuie să facem acum cel mai important lucru. Trebuie să adăugăm spumă. Ia zi tu, Ioana. Gata! Bum! Ia să vedem. Spumă? Deja am bine să sară în apă. Mai pune niște spumă. Salvăstrit! Deja arată prea mișto. Abia aștept să sărim în apă, să stăm frumos, ne uităm la un Netflix. Și avem aici șampanie, trebuie să o deschidem. Așa că cam v-am prezentat tot ce era de prezentat la casa asta. Cred cel mai bine vă las cu părerea după această noapte. Cum o să ne simțim, sper să fie foarte frumos. Ne auzim mâine cu părere. Bună dimineața, ne-am trezit de ceva timp. Este ora de check-out și revenim acum cu opinii. Cum a fost aici și vreau să zic că mai mișto decât mă așteptam. Ia zi, Ioana, stăruța, cum a fost aici? Bună dimineața, foarte frumos. Deci, pe lângă că am dormit foarte bine, a fost o seară superbă. Ne-am culcat pe la 4 dimineața. Am stat, ne-am uitat pe Netflix. Am stat destul de mult în cadă, ne-am bucurat de ea. Iar acum o să mergem să mâncăm ceva. Și după asta o să mergem să mai vizităm ceva. Nu știu exact unde o să mergem, dar vă luăm cu noi. Pentru că am început vlog, acum continuăm vlog. Ia uite mașinuța cum a stat aici. A fost zăpăcită seara de abonați. Deci a tras atenție.
atenție aici în câmpina, o grămadă copii. Gata, guys. Am mâncat și noi de dimineață o ciorbică de văcuță, tot unde am mâncat și ieri, că ne-a plăcut atât de mult cât tot aici am ajuns. Și acum o să mergem pe Valea Doftanei. E aproape și am zis, hai să vedem și noi cum e pe acolo. Mai mergem puțin la munte, să simțim așa un pic vibe de munte. Nici n-am ieșit bine din câmpina, că uitați ce pod am găsit pe un singur sens. Avem prioritate. Avem loc? Să mă răvăieți, băi, și ne bucă de aproape suntem, frate. Deci dacă aici nu știi să te încadrezi ca lumea, îți gâri mașina. Bă, deci are apă culoare albăstruie și așa de cristalină. Mai avem mă și ne oprim acum la lacul Pâltinu, parcare camping. Deci înainte se parca numai pe șosea și treia să parchezi și tu pe șosea ca să ajungi aici. Acum am făcut parcare în toată regula. Wow, ce frumos e. Wow. Ia uite, eu cum am văzut. Doamne, dar zici că e leșinat ăla, uitați-vă la el. Doamne, ce relaxare e aici. Da, foarte frumos aici. Deci te face pe mort o câinele ăla. Ia uite vaca aia cum faci. Ia uite vaca la ciucaș, la grătar. Atenție că mergem la vacă. Mă, câta vaca, frate. Și acum nu e într-un mod rău spus. Au, ce băgâni. Au, după Ioana stă lăta, s-a pus. Se relaxează. Eu-s cu vaca aici. Sunteți fani în echipei? Nu. Ne-am venit cu vaca, atâta. Doamne, cât de frumoasă e apa. Culoarea apei de aici e altceva, mă face să intru direct în apă, ești nebun. Îmi dai un brânci? Da, un brânci și te duci direct. N-am costum de baie, da? A, ei, data viitoare. Păi, ești nebun. Deci, dacă n-aveți bani să vă duceți iubitele la mare, aduceți-le aici, puneți-le un prosop. A, nu costă grătarul aici, se pui cu prosop. Faceți plajă. La munte. O dată și o dată o să mă pun și eu pe o placă de asta. Tare vreau și o să fac cu placa asta. Dați subscribe dacă vreți să mai vedeți locuri frumoase ca astea pe canal. Mai facem vloguri, că să nu mai fie vloguri spontane, să fie vloguri directe. Că am zis că hai că n-are rost să fac vlog, dar uite ce frumos e pe aici, să vă arăt și vouă. Poate vă fac idei să veniți pe aici. De la lacul Pâltinu am mers direct să mâncăm la un restaurant unde am mai fost și zilele trecute. Cam așa arată mâncare. Ia uite, frate. Bun, 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 bun. Mamă, vezi că să fie bun. Ziceți în comentarii cum arată carnea asta de vită. A treia oară când am mâncat la restaurant aici, cred că v-ați dat seama că a fost bun. Acum o să mergem către stația de încărcare, unde o să încărcăm foarte bine la 300 de kW putere și 1 leu kW. 114, 130, mamă, 151 de kW. 152 a fost. 152 maxim, cu 1 leu kW. Gata, guys, am ajuns la București, m-a băgat în depresie Bucureștiul ăsta. Ți-a plăcut? Mi-a plăcut tare, tare, tare mult și îți mulțumesc mult pentru surpriză. Mă bucur că ți-a plăcut. Dacă mai vreți să mai vedeți videouri de genul, nu uitați să vă abonați și să dați pe butonul de like ca să vedem suportul din partea voastră și poate mai facem videoclipuri de genul. Eu am fost Andrei, alături de Ioana și ne auzim data viitoare.